Bine v-am găsit, e timpul știrilor și emisia primului post nistran de televiziune este continuată de redacția moldovenească. Iată principalele teme de referință. Astăzi, în regim de conferință online, au fost discutate perspectivele de cooperare a Universității de Stat Nistrene și Universității de Stat din Voroneș. La Râbniță a fost inaugurat un centru pentru susținerea pacienților bolnavi de tuberculoză. Activitatea noii gospodării comunal-locative a fost discutată astăzi la Slobozia. Activitatea gospodăriei comunal-locative formate recent a fost în atenția șefului administrației de stat Slobozia și a conducătorilor administrațiilor locale. Cele mai multe întrebări sunt legate de repartizarea tehnicii și prestarea serviciilor. De la începutul anului, în raion activează o singură gospodărie comunal-locativă, care la moment încă nu dispune de oficiu, încăpere pentru reparația tehnicii, a utilajului necesar. Contopirea celor 8 organizații similare din satele raionului a adus cu sine și multiple datorii. Cele mai mari dificultăți țin de repartizarea tehnicii prin sate. Lucrătorii noi structuri planifică să presteze un spectru larg de servicii, amenajarea teritoriilor, scoaterea deșeurilor menajere, îngrijirea cimitirilor și a poligoanelor de gunoi. Consider că această întreprindere municipală va fi aptă să obțină venituri normale pentru a întreține și a dezvolta organizația independent. O altă întrebare ține de sectorul zootehnic. Astăzi Republica este asigurată cu lactate proprii numai la 20%, cealaltă producție este importată. Pentru a rezolva problema securității alimentare în țară și a crește animale sănătoase de presilă, astăzi trebuie utilizată înmulțire artificială. În acest scop, trebuie organizate puncte speciale. S-a vorbit la ședință și despre animalele vagabonde. În anul trecut au fost înregistrate 10 cazuri de turbare. Pentru evitarea acestora, în decursul acestei luni, câinii și vulpele vagabonde vor fi împușcate. Asemenea, întrevederi vor avea loc în fiecare săptămână. Marțea viitoare, la ordinea de zi, vor fi construcția și reparația fondului locativ, drumurile și iluminarea străzilor. Parcul Voroșilov din orașul Dubăsari în scurt timp va căpăta un aspect nou. Aici copacii au fost plantați încă în anii 30-40 ai secolului trecut. Conducerea raionului a decis că una din principalele zone verzi ale orașului trebuie să fie reînnoită. Strada Voroșilov e una din cele mai vechi în orașul Dubăsari. Aici, la începutul veacului 20, se afla piața locală de comerț. Mai târziu, pe acest loc a apărut o zonă verde de odihnă pentru orășeni. Tot aici, în anii 80, a început a activa Biserica Tuturor Sfinților. În cadrul ședinței de aparat a fost estimat că este nevoie de a reînnoi parcul. Copacii vechi, salcâmul și plopul creează pericol pentru viața dubăsărenilor. În locul copacilor vechi vor fi plantați 50 de puieți de conifere. În afară de aceasta, odată cu sosirea timpului cald, va fi reparat și drumul de lângă biserică. La moment, pe sectorul dat sunt tăiați copacii și pregătite gropile pentru plantarea puieților. Pentru achiziționarea lor din bugetul raionului vor fi alocate 49.000 ruble. Zilele acestea aici vor fi plantați copaci coniferi. Primăvara, pentru amenajarea zonelor verzi ale orașului, vor fi achiziționați puieți de castan și tei. La fel, în cadrul ședinței de aparat a fost discutată întrebarea achiziționării și instalării contoarelor termice în instituțiile școlare și preșcolare ale raionului. La Râbniță a fost inaugurat un centru pentru susținerea pacienților bolnavi de tuberculoză. Astăzi, în raion, în lista celor care suferă de această maladie, se află mai bine de 1.300 de persoane, printre care un copil și 3 adolescenți. Tuberculoza este o maladie infecțioasă periculoasă. La moment, situația epidemiologică în Republica Moldovenească Nistreană, la fel ca și în comunitatea statelor independente, rămâne complicată, spun medicii. Centrul este unicul de acest fel în Republica Moldovenească Nistreană. El se va ocupa nu numai de profilaxie, ci și de susținerea materială a persoanelor bolnave. Posibil, în baza lui vor fi deschise și altele. Ideea deschiderii centrului a apărut la începutul anului 2012. El este situat în clădirea dispensarului de tuberculoză din oraș și dispune de 3 cabinete. Lucrul se duce în două direcții. Vreau să zic că profilactica și lucrul psihologic cu acești oameni. După convorbirile cu lucrătorii din acest centru, bolnavii, înțeleg, ei nu sunt lăsați în voie soartei. Centrul va ajuta cabinetul ftiziopneumologie din orașul Râbnița. Menirea lui este să încurajeze pe pacienți pe întreaga durată a tratamentului, acesta fiind foarte lung, de la 8 luni până la 2 ani.
mulți cedează în timpul tratamentului, să-i susțină ca ei să finiseze tratamentul cu succes. În afară de aceasta, ei, membrii centrului comunitar, vor lucra cu familiile, cu rudele, cu comunitatea în care trăiește pacientul, pentru a-i face să înțeleagă că tuberculoza este o boală și socială, nu numai boală de care trebuie să se ocupe medicii, să îi învețe pe membrii familiei cum să-i ajute pe acești pacienți. În anul precedent, Spitalul Raional Central a primit din partea statului un autobuz pentru fluorografie. 76% din populație a trecut examenul fluorografic. În luna curentă au fost deja înregistrate 30 de cazuri noi de tuberculoză. În aprilie 2012, rectorul Universității de stat Nistrene a încheiat un contract de parteneriat strategic cu rectorul Universității de stat din Voronej. Anume, această instituție ocupă una din principalele poziții în spațiul educativ din Rusia. Astăzi, în regim de conferință online, conducătorii ambelor instituții au discutat perspectivele potențiale de cooperare. În regim de timp real, rectorii ai două instituții de învățământ au examinat concomitent câteva variante de colaborare, primordial în sfera pregătirii cadrelor științifice. Din punct de vedere istoric, Universitatea de stat din Voronej este centrul științifico-educativ regional. Noi suntem gata să susținem cooperarea incipientă, schimbul de experiență practic în toate ramurile științifice. La noi s-au format școlile științifice în direcțiile natural-științifică-umanitară. Actualmente ne ocupăm de disciplinile tehnice. O asemenea posibilitate, conducerea instituției de stat din Nistrenia o apreciază mult. Fără dezvoltarea științei, după părerea lui Ștefan Beril, este imposibilă dezvoltarea școlii superioare. În același timp, nerecunoașterea Republicii împiedică dezvoltarea cadrelor de știință de sine stătător. Более 200 кандидатов докторов наук мы за это время подготовили. Mai bine de 200 candidați și doctori în știință am pregătit în acest timp, și anume în centrele științifice de frunte din Rusia. De aceea, dacă vor fi consilii de disertații comune în baza Universității de stat din Voronej, care vor funcționa parțial și în Universitatea de stat Nistreană cu utilizarea internet tehnologiilor, va fi posibilă susținerea disertațiilor aici, pe loc, și lichidarea uneia din cele mai mari probleme a universității noastre, ritmul pregătirii cadrelor științifico-pedagogice. În regim interactiv a fost examinată de asemenea posibilitatea pregătirii specialiștilor în baza tehnologiei diplomelor duble. Acestea sunt programele educative comune, unde cei mai dotați studenți ai Universității de stat Nistrene vor putea în același timp să devină studenți ai Universității de stat din Voronej. Становятся студентами по линии заочного обучения. Devin studenți ai Universității de stat din Voronej la fără frecvență. De asemenea, își fac studiile la buget. Adică Ministerul Educației din Federația Rusă alocă locuri bugetare vacante și cote studenților noștri, însă numai la acele specialități care nu sunt pregătite la noi în țară, din cauza insuficienței condițiilor și cadrelor respective. La fel, Universitatea din Voronej a propus ajutor din partea Facultății de Filologie Romano-Germanică în pregătirea cadrelor științifice. După părerea rectorului, este o șansă unicală în stimularea dezvoltării limbii moldovenești în Republica Moldovenească-Nistreană. Grădinița de copii ruso-moldovenească din Crasnăi Vinograd, raionul Dubăsari, va fi reparată datorită surselor financiare primite din Federația Rusă. Primul bloc al ei a fost construit încă în anii 60 ai secolului trecut. Peste 20 de ani a fost construită încă o clădire în care se și află astăzi toți copiii, blocul vechi, având nevoie de reparație capitală. În clădirea veche activau 3 grupe, în cea nouă încă 4. Grădinița era frecventată de circa 200 de copii. În anii 90, colcozul Rasvet a fost anunțat bancrot. Numărul locuitorilor satului s-a micșorat esențial. Drept rezultat, copiii au fost transferați în clădirea nouă. Astăzi aici funcționează 4 grupe. Ele, după părerea conducerii administrației locale, sunt supraîncărcate. Instituția este frecventată de 74 micuți din 9 state din apropiere. Luând în considerație situația creată, a apărut necesitatea de a repara capital primul bloc. Dacă problema va fi soluționată, noi vom deschide încă 3 grupe. În așa caz, vor fi primiți toți copiii de vârstă preșcolară. E de menționat că își așteaptă rândul la grădiniță încă 128 de micuți. Problema dată, șeful administrației Sătești o abordează mai bine de 10 ani. Pentru soluționarea ei sunt necesare mari mijloace bănești. Fosta clădire a instituției are nevoie de reparație capitală. E necesar de a schimba acoperișul, geamurile. Consider că pentru reparația clădirii sunt necesare câteva milioane. O parte din volumul de muncă o vom realiza noi. Ne vor ajuta părinții, cazacii locali. Aceasta va ieftini costul lucrărilor efectuate.
În anul 2012, conducerea raionului s-a adresat după ajutor către prezidentul Republicii. A fost adoptată hotărârea de a aloca mijloace bănești pentru reparația clădirii din contul ajutorului umanitar al Federației Ruse. În raionul Kamianka locuiesc aproape 3500 de băieți și fete în vârstă de până la 18 ani. O comisie specială de pe lângă administrația raională de stat ține la control respectarea drepturilor și intereselor tinerilor cetățeni. Doar în anul trecut au fost luate la evidență 11 familii vulnerabile. 6 adulți au fost lipsiți de dreptul de părinte. Pentru eschivare de la îndeplinirea obligațiunilor privind educarea și instruirea minorilor, în 79 de cazuri au fost atrași la răspundere administrativă părinții sau persoanele ce îi înlocuiesc. Membrii comisiei au examinat și 5 dosare ce țineau de excluderea elevilor din școli. Se lucrează în strânsă colaborare cu Inspectoratul pentru Minori a secției de interne din raion. Mulți părinți pleacă după hotarele raionului, astfel apar orfani sociali. Copiii rămân sub supravegherea bunicilor, care nu sunt în stare să le asigure necesara instruire și educație. O atenție deosebită se acordă lucrului cu adolescenții, care se află la evidență. Acum la Inspectoratul pentru Minori sunt incluși în listă 26 de fete și băieți care ades comit diverse încălcări. Cu ei lucrează și membrii comisiei. Anul trecut, în baza hotărârii comisiei în cauză, 3 minori au fost expediați la Centrul Republican de Instruire, Makarenko. Eforturile sunt îndreptate la profilaxia încălcărilor de lege. Au fost desfășurate activități cu șefii administrațiilor. Împreună cu membrii comisiei privind protecția drepturilor minorilor, ne-am deplasat prin sate. Am conversat cu părinții, rudele, pentru a depista factorii ce influențează negativ asupra adolescenților. În timpul anului 2012, comisia a organizat ședințe coordonatoare cu participarea colaboratorilor procuraturii, a pedagogilor, medicilor. Zilele acestea s-au împlinit 70 de ani ai luptei de la Stalingrad. Participant și martor ocular al evenimentelor care au schimbat cursul războiului a fost și locuitoarea orașului Râbnița, Elizaveta Efimovna Feldman. Recent, dumnea ei a fost vizitată de către reprezentanții administrației locale. Mai bine de 20 de decorații împodobesc astăzi sacoul de sărbătoare al veteranului. Sute de vieți salvate și ostași vindecați. Cu aceste fapte se poate mândri astăzi Elizaveta Feldman. Ne exprimăm recunoștința și respectul față de dumneavoastră, grație cărora astăzi trăim sub un cer senin. Este datoria noastră să le transmitem generațiilor viitoare memoria despre evenimentele Marelui Război pentru apărarea patriei și să facem tot posibilul ca veteranii să simtă grija și atenția noastră. Pentru dumneaei, războiul a început în anul 1941. În luna august, tânăra a fost înrolată în rândurile Armatei Roșii în calitate de medic al companiei de marș. A participat la eliberarea Ucrainei, Poloniei, Cehoslovaciei. A luptat dumneaei și în apropierea orașului Stalingrad. Atât pentru această ediție. O seară frumoasă în continuare tuturor. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 6 februarie se așteaptă norări variabile, fără precipitații esențiale. Dimineața pe alocuri se va forma ceață, pe drumuri ghețuș. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 5-8 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord 0-2 grade, ziua +4, +6. În capitală noaptea -1, +1 grad, ziua +5, +7 grade.